Eu sunt Alex Bohariuc, iar după cum probabil te-ai prins deja, astăzi pornim la drum cu o emisiune despre mașini. Iar subiectul nu este unul întâmplător. Noua serie de podcasturi History este lansată odată cu difuzarea în premieră și în exclusivitate în România a sezonului cu numărul 29 din emblematica emisiune auto Top Gear. Sezonul a debutat deja pe 1 aprilie, iar emisiunea poate fi urmărită în fiecare joi de la ora 21. Când vorbim de lumea auto, România nu pare a fi o țară cu o istorie foarte vastă. Însă, cei mai mulți dintre noi nu vor uita anii în care șoselele erau pline de Dacia 1300 sau 1310, poveștile despre cât de ușor erau de reparat, sârma și patentul care erau deja instrumente nelipsite din portbagajul mașinii, la volanul căreia mulți dintre șoferii de astăzi și-au format reflexele. Însă aceasta nu e singura perspectivă. Ca de fiecare dată, România are de oferit mai mult decât ceea ce se vede cu ochiul liber. Iar noi astăzi îi vom asculta pe Traian Codruț-Arsenescu și Octavian Frictu, care ne povestesc o bucățică din istoria mai puțin știută a lumii auto din România. Copilot de 22 de ani, comentator pentru o bună parte din competițiile de curse de mașini, producător de emisiune auto. Traian Codruț-Arsenescu a participat la prima sa cursă într-o Dacia 1310, modificat în spatele blocului alături de cel cu care pilotează și astăzi. E, povestea e foarte simpatică. Îl știam pe Răzvan, eram la mici și la un moment dat a venit la mine într-o seară și zice, băi, ia zi, tu cam ce vrei să faci așa cu motorsportul cu asta? Zic, cu ce să fac eu, mă? Cu raliurile. 22 de ani. Zic, ce raliuri, mă? Ce mă zăpăcești acolo cu raliuri și astăzi? Ce, da mă, zăpăcitule, nu te-ai uitat, n-ai văzut ce sunt alea raliuri? Zic, bă, n-am aprofundat subiectul, că deci eram copil la momentul respectiv, n-aveam nicio treabă, nu mă interesau cum e raliurile, dar mă te trebuie. Nici nu știam ce sunt raliurile. Și zice, băi, e cursă la Timișoara, sunt toată discuția asta pe care am avut-o, aia a fost undeva prin ianuarie, februarie. Zic, ce cursă e, mă? Da mă, cursă de raliuri, dacă vrei ne dăm debutanți. Uite, eu am făcut mașina asta, cum să o Dacia, 1310 mașina, ai găsut? Îi pusese rolbară în ea, umblase-l un pic la motor, găsise niște scaune de por și o preparase. La vremea respectivă nu erau condițiile chiar atât de dure de participat. Și a făcut-o în fața blocului în 13 septembrie, lângă Sexy Club. Și zice, nu vrei mai să vezi cum e cu mașina? M-am dus eu pe la mașină, știam că lucrează la mașina, dar nu mi-am bătut niciodată capul. Aveam, credem, aveam alte idei la momentul respectiv. Nu am văzut mașina de curs, am dat noi două ture cu ea. Și bă, da, ce merge, da, ce asta n-am mai mers de bucă, da, ce care să împingă așa. Stai mă, stai ce am făcut. Și îmi pusese carburatoare, dublu corp. Mă rog, îți dai seama, invenții la 22 de ani. Bine, invenții care aveau o bază, pentru că el urmărind fenomenul foarte mult, tatălui fost pilot în campionatul național de raliuri, dar pentru o perioadă destul de scurtă de timp, i-a insuflat cumva chestia. Ne-am căutat combinezoane, nu vrei să știi, a fost circ. Am găsit niște căști, n-aveam intercomunicație la momentul respectiv în Dacia. Trebuia să ai plământ, tată, când intrai pe macadam și începeai să troncă-ne din toate încheieturile săraca și să bată rollbar-ul în caroserie, că era, îți dai seama, făcut într-un garaj, mai mult în fața blocului, era nebunie. Anul trecut am avut câte curse, stai să-mi aduc aminte, vreo 4 sau 5 curse au fost anul trecut, dintre care, mă rog, 3 au fost împreună cu Răzvan Trișnescu, băiatul cu care de altfel acum 22 de ani am început cursele, se împlinesc fix 22 de ani, adică practic împreună adunăm 44 de ani de curse, de experiență și fiecare va împlini anul ăsta 44 de ani. Și tot așa anul trecut am avut ocazia să mă mai dau cu un băiat, Cristi Timisica la Iași, și culmea am concurat la aceeași clasă împotriva lui Răzvan, care nu știa dacă se va da și s-a dat împreună cu soția lui. A fost foarte interesant, chiar a fost o luptă la secunde până pe ultima probă specială. Și faptul că noi ne cunoșteam foarte bine a cântărit foarte mult în bătălia noastră, pentru că a fost o fază foarte drăguță. Pe ultima probă, la 2 km după ce am luat startul, mă rog, după ce a luat el startul, a luat startul în fața noastră și a dat seama, zice, băi, stai că în spate-i Codruț. Și ăsta știe că eu pe ultima probă mă relaxez, ce-ar fi să nu mă relaxez? Eu în spate m-am gândit, zic, băi, ăsta pe ultima probă se relaxează, are avansul destul de bun, are 14 secunde, totuși are vreo 17-18 km, Cristiane, hai tată, că avem timp să-l prindem și putem să luăm locul 1. Și îți dai seama că noi până la finalul probei n-am știut că și Răzvan s-a gândit la chestia asta și până la urmă ne-a bătut, dar a fost o luptă frumoasă. Și anul ăsta am început furtul nostru cu Brașovul, care a fost a 50-a ediție, al 20-lea an organizat de pe la Stoica
unul dintre cei mai vechi organizatori din campionat și unde vreau să spun că s-au înscris numai puțin de 82 de echipaje la start. La clasa noastră, la RC2N, o clasă care este pe cale de dispariție, din păcate, pentru că atât Mitsubishi-urile, mă rog, mașinile cu motoare de 2 litri turbo și cu tracțiune integrală își pierd omologarea FIA. Adică atât Mitsubishi cât și Subaru, modele care făceau legea în trecut, acum încet încet își pierd omologarea. Dar au fost 8 mașini. Și vreau să spun că din cele 8 mașini prezente ne-am antrenat pe 3, cu o mașină care deja e o băbuță, are o fârstă. S-au investit foarte mulți bani în mașina asta, cei drept, și avem parteneri destul de solizi, dar tot nu a fost suficient cât să putem să mergem cu ea la limită. Acum, sigur, noi avem în calcul, din bugetul amărât pe care am vrut să-l strângem anul ăsta, să participăm la cât mai multe etape. Și atunci, în economia cursei, pentru noi a contat foarte mult să reușim să ajungem la final, să facem cât mai mulți kilometri și să nu deteriorăm mașina. Și revenind la ce spuneai tu, la cât de iubit e motorsportul în România, păi hai să facem un felul următor. Dacă la această primă etapă, în 2021, un an post-pandemic sau, mă rog, post-criză pandemică, în care nu s-a întâmplat mai nimic din punct de vedere economic și toate bugetele de media și de marketing au fost la pământ, s-au adunat 82 de mașini la start. Este, din punctul de vedere, un record. Pe de altă parte, eu pot să spun cât de iubit este motorsportul în România și din punctul de vedere al comentatorului de motorsport. Pentru că timp de 15, dacă nu chiar 16 ani, eu am comentat, începând cu DTM, campionatul german de turisme, și terminând cu IndyCar, campionatul american de monoposturi, cam toate competițiile importante din România, mai puțin Formula 1, pentru că nu m-a pasionat niciodată și nu mi-a plăcut, și nici MotoGP. Au fost competiții care nu m-au atras. Am avut în palmares, cu ghilimele aferente, British Touring Car Championship, care avea o audiență foarte bună, campionatul mondial de rally cross, care tot așa avea o audiență la momentul respectiv, se vedea pe Sport Club, și vreau să spun că aveam un feedback foarte bun, deci oamenii chiar se uitau. Timp de 2 ani de zile, la Sport Club am comentat campionatul mondial de rodeo. Nu vrei să știi ce audiență era mult peste ce ne așteptam. Inclusiv colegi de mine se uitau și apreciau. În mare cam cât și cam ce public adună racing-ul în momentul de față în România? Bine, acum adunat public efectiv fizic nu prea mai e posibil în ultimii 2 ani, dar zic așa la modul general. Din păcate în ultimii 2 ani, sau mai bine zis, în ultimul an plus începutul acestui an, nu s-au mai putut aduna oamenii pe probele speciale. Dar chiar dacă audiențele, dacă te uiți pe podcasturile de YouTube sau audiențele TV, nu sunt străfulgerătoare sau nu se înregistrează niște numere care într-adevăr să te șocheze, publicul românesc este înnebunit după motorsport. Și crede-mă că anul acesta a fost o competiție desfășurată în aer liber, o competiție desfășurată în cele mai bune condiții antipandemice. Vreau să spun că pe Poiana Brașov, în primele două ace, cele mai importante, primele două ace de păr, pe Poiana noaptea, am văzut exagerat de mulți oameni. Nu mi-a venit să cred. Este foarte adevărat, pe de altă parte, că Brașovul nu este cel mai bun exemplu, din simplu fapt că este, dacă vrei, leagănul motorsportului românesc și acolo orice ar fi se adună oameni. Adică poți să-i închizi pe toți în casă cu lacăte că vor găsi o variantă prin care să ajungă pe probele speciale. Pe Babaruca, care e o probă lungă, practic legătura dintre Săcele și Cheia. Nu vrei să știi cât de mulți fani erau. Sunt oameni cunoscători, sunt oameni care cunosc motorsportul și dacă te uiți la noi pe pagină, pe CRZ Team, o să vezi că avem o grămadă de oameni care intră și apreciază fotografiile pe care le postăm și filmulețele, unele dintre ele haioase, altele serioase. Ce să spun, eu sunt foarte încântat și prin prisma partenerilor noștri, ei ne-au spus, păi, parcă nu ne vine să credem că sunteți totuși atât de vizibili. Este foarte adevărat că televiziunea nu s-o face niciodată, asta este clar. Dar fiind un sport care trebuie văzut la fața locului, dacă ne referim strict la raliuri sau la viteză în coastă. Cele două sporturi adună public. Dacă ne referim, de exemplu, la campionatul național de off-road, sunt o grămadă de competiții foarte importante. Romania adună public în Sibiu, ce nu adună zeci de meciuri de fotbal, pentru că sunt o mulțime de străini. Gândește că, de exemplu, ca să-ți dai seama cât de important este campionatul național de raliuri, cât de importante sunt competițiile în România, Mats Osberg, care este campion mondial la VRC2,
a venit să testeze în România, să testeze Citroenul, un nou model de Citroen cu care va alerga în campionatul mondial de raliuri. Adică ce să spun, off-road-ul atrage public, campionatul național de viteză în coastă atrage public, motociclismul de asemenea, karting-ul a crescut foarte mult, raliurile super speciale organizate în orașe pe vremea când se putea face chestia asta, în 2019, atrăgeau hai să nu zic zeci de mii de oameni. Deși la Iași, pe proba special organizată în centrul orașului, acum 2 ani de zile, din estimările organizatorilor și ale jandarmeriei, au fost undeva la vreo 50.000 de oameni. Pentru un oraș ca Iașu, este un număr important. Nu sunt multe meciuri de fotbal care s-au ducat în zonă. Au început și competițiile de circuit în România să meargă bine și eu cred că ăsta este viitorul. În 20 de ani, din punct de vedere al calității materialului sportiv, erau 3, maxim 7 mașini de top în România. Gândește-te că la ora actuală, la Brașov, au fost, dacă nu mă înșeală memoria și nu mă înșeală, dar sper să nu-ți dau o cifră greșită, numai puțin de 8 R5-uri. Gândește-te că un R5, o mașină de top, la ora actuală costă undeva la vreo 250.000 de euro. S-o achiziționezi de nou. Una second hand poate să coste undeva la 130-150.000 de euro. Ca să o închiriezi, te costă minim 100 de euro pe kilometru de probă specială. Sunt mașini foarte scumpe, sunt mașini foarte valoroase, sunt mașini însă care reușesc să aducă o performanță incredibilă. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, a contat foarte mult ceea ce a făcut George Grigorescu pentru motorsportul din România. Este un capitol pe care nu aș vrea să-l ratez, pentru că el a riscat foarte mult în momentul în care a inventat cupa Dacia Logan. Și acum gândește-te că a ajuns, cred că este la al 12-lea an, este deja cu cupa Dacia Sandero. Dacia Sandero este la a treia sau a patra evoluție și este un startup extraordinar. Adică pentru un tânăr care ar vrea să se apuce mâine de curse, de raliuri în speță, care raliurile reprezintă competiția supremă. Pentru că nu spun din punctul de vedere al participantului sau al sportivului cu 22 de ani vechime, ci o spun din perspectiva ziaristului, dacă vrei. Gândește-te că raliul este acea competiție care pornește din punctul A și se oprește în punctul B într-un anumit interval de timp foarte bine stabilit. Pe parcursul acestei distanțe între punctul A și B există punctele C, D, E, F, sunt puncte intermediare. Între aceste puncte intermediare sunt probele speciale. Gândește-te că într-o mașină de raliu sunt 2 oameni, atât pilotul cât și copilotul. Pilotul nu poate merge fără copilot, copilotul nu poate merge fără pilot. Dacă mă gândesc la ce au spus piloți de top din campionatul mondial de raliuri, aș putea să împart atribuțiunile celor doi în felul următor. 40% copilotul, 40% pilotul și 20% mașina. Este foarte important de înțeles. Cei doi fac undeva la un 80% din ceea ce înseamnă echipajul și mașina, ceilalți 20%. Acum avem piloți, uite-te, Simone Tempestinie, campion mondial de juniori. A reușit într-o Românie în care motorsportul nu este privit precum fotbalul și n-a avut parte de o lege a sponsorizării suficient de bună, să atragă parteneri tehnici, parteneri financiari și să participe în campionatul mondial de raliuri de tipicaj juniorilor și să ridice steagul României pe cele mai înalte culi. Adică, eu zic că este mai mult decât o performanță. Este foarte drag că în acei 10 ani am avut piloți de mare performanță în România. Să ne gândim la Jarkko Miettinen, să ne gândim la François Delcour, care a făcut 2 sau 3 ani de zile în România de campionat. Am avut ocazia extraordinară ca la Tulcea, împreună cu Răzvan, făcând echipaj împreună cu Răzvan, să ne urcăm pe poziția a doua în dreapta lui François Delcour. Este un campion, un vicecampion mondial, este un pilot de care cu greu te poți apropia. Ei bine, prezența lui în România a atras după sine o creștere a nivelului de pilotaj de care nu-ți poți imagina. A fost pe de altă parte Szabo Gergőt, multiplu campion european de motocross, multiplu campion al Ungariei, care a pilotat magistral, a ieșit de 2 ani la rând sau 3 ani la rând, a fost campion național României. Adică am avut niște piloți de o valoare incredibilă, piloți care ne-au forțat pe noi toți ceilalți. De fapt, toate echipajele din România au fost forțate să crească ritmul și să se apropie de ei. Dar asta a însemnat mediatizarea, asta a însemnat
ca oamenii să înțeleagă că motorsportul este o zonă în care îți poți face și reclamă și poți dezvolta și sportivi de valoare pentru România și câte și mai câte. Deci, în concluzie, motorsportul în România, în ultimii 10 ani de zile, din punctul meu de vedere, a crescut foarte mult. Și dacă iau declarația lui Mats Osberg de anul ăsta, de acum o săptămână, atunci pot spune că putem să fim mândri și putem să fim fericiți că avem un campionat național de raliuri excepțional, cu niște piloți de mare valoare și că avem mari șanse să creștem. În România nu e încă religie, este un sport care se apropie de sport de masă, cu ghilimele aferente, este un sport iubit, dar este un sport în creștere și foarte important. Suntem gândești că suntem una dintre puținele țări în care încă se mai pot organiza competiții în pădure. Pentru că foarte multe țări din Europa au spus, domnule, stați o secundă, noi nu prea mai avem drumuri din astea forestiere, pentru că la noi exploatările nu prea mai există, și ca atare, în proprietate privată, cam ce să cauți tu la mine pe stradă, ia, vezi, îți dă drumul, tot du-te pe un drum în aceea. Și competiții, de exemplu, de macadam, raliuri de macadam prin Europa sunt tot mai puține, competiții de off-road de asemenea, moto extrem la fel, și am cam rămas una dintre puține țări care mai poate să organizeze chestia asta. Și eu, să știi că avem o școală de motocross foarte bună, avem o școală de off-road foarte bună, avem producători, mă rog, tuner, dacă vrei să le spui așa, sau preparator mai bine. Preparator de mașini de off-road de înaltă clasă. Am un prieten pe numele lui Gabi Nicolae, este cel ce a făcut prima mașină în România pentru Paris-Dakar. Mulțumită motorsportului din România, foarte mulți șoferi au mers către școala de pilotaj a lui Titi Aur și au mers să facă cursul acela de defensive driving și câte și mai câte. Încet, încet românii, nu știu, așa îmi place mie să cred, românii se educă în trafic. Și cred că motorsportul a contat foarte mult în economia acestui fapt. Dacă mă uit la mine și la cei pe care îi cunosc din lumea motorsportului, niciodată nu o să vezi un pilot de rally care nu este debutant, care a făcut cel puțin un an de zile de curse, nu o să-l vezi având o viață teribilistă la volan. Dacă te uiți încă la cei ce își doresc să se bucure de viteză și care nu știu că pot face chestia asta pe circuit, vei vedea în trafic o mulțime de puști sau o mulțime de copii sau o mulțime de tineri care își doresc să-și arate cumva valoarea la volan, lucru cu care eu nu sunt de acord câtuși de puțin. Pe de altă parte, eu cred că prin motorsport putem să conștientizăm oamenii că traficul este una și competițiile de motorsport sunt cu totul și cu totul alta. Pot să spun și din perspectiva motociclistului că mai mergi cu motocicleta prin trafic, românii să știi că s-au civilizat foarte mult în trafic. Nu știu dacă amenziile au contat, nu știu dacă educația pur și simplu automobilistică căpătată de pe la competiții sau, mă rog, urmărind competiții motorsport a contat, dar pot să spun că prin comparație cu alte țări și aș lua ca exemplu Turcia, vreau să spun că suntem extrem de civilizați în trafic sau am început să devenim civilizați în trafic. Este evident că avem foarte mult până când să atingem nivelul Austriei sau nivelul Germaniei sau nivelul Suediei, dar este un început promițător. Și sunt convins că pe măsură ce infrastructura în România se va dezvolta și pe măsură ce vom avea autostrăzi și vom avea posibilitatea să ne deplasăm de la București la Baia Mare în 4 ore și nu în 10 ore, cu siguranță oamenii se vor civiliza. La manifestările aberante din trafic contribuie foarte mult starea de spirit a șoferilor, nervii, oboseala, stresul și câte și mai câte. Din păcate, e greu. Ar trebui însă să existe rubrici de civilizare în trafic, ar trebui să fie tot felul de lucruri de genul ăsta care să-i facă pe oameni să înțeleagă că totuși strada nu este o pistă. E greu, dar încet încet cred că se poate. Uite, dacă ne gândim la Top Gear, de exemplu, mi-aduc aminte că în urmă cu vreo 10, poate chiar 20 de ani, la un moment dat, nu mai știu exact care dintre prezentatori a avut o chestie despre centura de siguranță. A fost o chestie foarte mișto care mie mi-a rămas întipărită pe retină și pe scoarța cerebrală. Și a spus omul, ce domne, centura de siguranță salvează viața cu o condiție. Dacă o folosești așa cum trebuie și o poziționezi în poziția care trebuie. Volvo, când te-a adus centura de siguranță în 3 puncte gratis pe piață, ți-a adus-o să te salveze, nu să te chinuie și nu să te omoare.
centrala de siguranță de China, în momentul în care nu o poziționez cum trebuie. Repet, România a început încet, încet să se civilizeze. Se uită în oglinzi, văd că vin motociclete, văd că vin scutere, creează spațiu între coloane, încet, 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 au început. Dar este o muncă foarte grea. Lumea auto nu ar exista, evident, fără șoferi. Iar aceștia nu ar putea ieși pe șosele dacă nu ar exista instructorii. Octavian Friptu a început să preda tainele condusului atunci când Bucureștiul era mult mai liber. A înființat în urmă cu 20 de ani una din cele mai bune școli auto din București, Perfect Autovio. Tot la volanul unei Dacii și tot din pasiune a început totul. A pornit de la tatăl meu care a decedat și mama mea era prin anii 1991-92. Ea nu vrea să vândă o Dacie care valora destul de mult atunci pe vremea aia. Aproape cât un apartament, o Dacie 1310. Și în amintirea lui chiar nu vrea să o vândă. Atunci m-am gândit că poate să începă să o conducă. Avea pe vremea aia vreo 55 de ani și ea mi-a răspuns că băi, mamă, m-am gândit, dar știi, de fapt sunt prea în vârstă, nu știu dacă se poate. Și atunci, pentru mine, chestia asta a fost o provocare. Și zic, mă, cum se poate, că maică mea să nu poate să conducă mașina. Și atunci eu aveam permis de conducere, conducând din 1982, deja aveam vreo 10 ani de experiență. Și atunci am zis că trebuie neapărat să mă fac instructor, să ajut pe maică mea să obțină permisul de conducere. Am obținut atestatul, a obținut maică mea permisul, a început să conducă, toată lumea era fericită. Și s-a deschis în 1992 spre 3 la noi școala de șoferi la care eram angajat după orele de program ca și colaborator, cum ar veni, nu știu cum se numea, dar nu colaborator, eram angajat, dar dimineața eram tehnician auto și după ora 4 lucram ca instructor auto la ei. Și bineînțeles au început să vină destul de mulți oameni cu funcții din stat, din guvern, din ministere. Am lucrat, îmi plăcea foarte mult, era o pasiune pentru mine și a fost o pasiune și rămâne o pasiune pentru mine să pregătesc cursanții, să îi văd cum vin cu neîncredere, tremurând, n-ar vrea să iasă pe stradă cu mașina, le-e frică să nu facă vreo boacă, nu, să nu cumva se întâmple vreun accident și când pleacă la finalul cursului să fie niște oameni plini de încredere și fericiți și mulțumindu-mi, e o satisfacție care nu știu dacă se poate egala cu ceva, adică să faci un bine unui om, poate în medicină, poate în alte chestii care îl vezi că vine și ca și în auto, de fapt, când vine o mașină bolnavă, să o repari și să pleci sănătoasă la drum. Pasiunea ți-am spus că a existat, va exista și va rămâne indiferent. Am avut, cum spuneam, ocazia să lucrez cu oameni cu o pregătire mai destul de înaltă, oameni din state și am avut ocazia, printre acei oameni, să cunosc un manager financiar, o cursantă. Și hai să zice, trecuse 10 ani de experiență și eram un instructor foarte, foarte, foarte ocupat. Aveam mulți cursanți. Le veneau rândul la ședințe, la lecții de conducere foarte greu, o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână, având foarte mulți cursanți în permanență, terminau greu școala. Și la un moment dat, această cursantă m-a făcut să mă gândesc dacă nu cumva fiind atât de bun să-mi deschid o școală de șoferi. Credem, în primul gând a fost așa, cum să deschid o școală de șoferi, cum să mă reprezinte pe mine cineva când eu consider că sunt foarte bun și că n-aș putea să suport să vină vreodată vreun elev să spună că nu este mulțumit de instructorul pe care l-am alături. Și am explicat chestia asta și am zis că nu vreau să-mi deschid școala de șoferi. A insistat și a spus că de ce crezi tu că toată lumea trebuie să fie perfectă ca tine, pentru că și denumirea firmei. Și atunci am zis, hai să-i spunem Perfect Autovio. Și până la domeniul l-am găsit liber și l-am luat atunci când am deschis școala de șoferi. Dar m-a ajutat și m-a împins acea persoană, că a zis că nu se poate ca un om ca mine să nu poate să deschidă o școală de șoferi, un domeniu în care eu aș putea să reușesc să învăț și pe alții, chiar dacă nu sunt la fel de bun ca mine, dar să le transmit cunoștințele de la mine. Și ar fi păcat să nu fie și o afacere și în același timp și o transmitere de cunoștință și la alți oameni ca să poată să urmeze calea asta așa frumoasă de a fi maestru instructor auto.
un automatism, pentru că acolo avem nevoie de automatisme când conducem o mașină. Un om nu poate să fie atent la mai mult de două sau trei acțiuni deodată. Dacă încearcă să facă și pe a treia acțiune, deși asta să se concentreze și la a treia manevră, simultan mă refer, le poate face pe toate trei prost. Și pentru asta, de exemplu, într-un viraj, într-o intersecție, simultan avem nevoie de mai multe atenții, printre care direcție, frână, ambreiaj, accelerație, observarea indicatoarelor, adaptarea vitezei, a semafoară, ce mai este printre ele. Deci deja sunt foarte multe, sunt simultane. Adică depășesc cele două de care spuneam. Și atunci un conducător auto, ca să poată să reușească să fie stăpân pe situație într-o intersecție sau într-un viraj, el trebuie să-și formeze acel automatism. Automatismul care spun specialiștii că orice mișcare, cea mai banală, de exemplu de ridicarea pedalei de ambreiaj până într-un anumit punct sau de asigurare în stânga sau în dreapta o ghinjoare, dacă nu se execută de cel puțin 30.000 de ori, nu s-a format un automatism perfect. Deci se consideră, mai bine zis, că orice mișcare cea mai banală de manualitate, dacă nu le execuți de cel puțin 30.000 de ori, repet, nu se formează acel automatism perfect. Dacă reușim, noi când în școala de șoferi formăm aceste automatisme, dar nu atingem 30.000 de ori cifra asta, dar dacă plecăm cu ele corect, acel conducător auto va reuși să știe ordinea, precizia și un mic automatism se formează în perioada școlii și mai departe îl șlefește și atinge acele 30.000 de mișcări, considerându-se un conducător auto experimentat după ce parcurge cel puțin vreo 100.000 de kilometri. Peste 5.000 de conducători auto am pregătit. Cam cum au evoluat lucrurile în ultimii ani? Adică se vede o creștere în ceea ce privește interesul sau, nu știu, numărul celor care vor să-și ia permisul de conducere? Da, asta cred că a existat totdeauna, mai ales în rândul celor tineri. Deci în ultimii ani de-abia așteaptă să împlinească 18 ani și vor permisul de conducere comparativ cu anii 90 și ceva, când oamenii prea își permiteau să cumpere mașini. Și acum o mașină devenind mai ieftină decât în anii anteriori, și ați văzut că a crescut foarte mare numărul parcului din București, atunci și ei își doresc foarte mult să-și ia permisul de conducere, în rândul celor tineri. Cei care au trecut de vârsta de 25-30 de ani vin cu greu, că n-au avut posibilități financiare, n-au încredere, marea majoritate a lor n-au avut încredere în ei, și vin cu greu. Dar cei tineri, explozivi, adică marea majoritate, își doresc permisul de conducere. Care a fost cel mai în vârstă elev al școlii de până acum? Așa, păi chiar eu am avut plăcerea să-l instruiesc, 71 de ani. A luat la 72, a obținut permisul de conducere. Mi-aduc aminte și cu ce examinator a dat, pentru că nu poți să uiți, adică o asemenea situație nu poți să uiți niciodată. Am făcut cursul de pregătire cu băiatului, care, unul dintre băieții, era profesor de istorie la o școală și a venit într-o zi, după ce a obținut permisul, măi, David, ce să facem noi, că uite, vrea taică-mi să obțină permisul de conducere, nu știu ce s-a pus spada, ce vrea, nu știu, și de ce nu vine, păi ce, care e problema? Păi ce, uite, David, că am o vârstă, măi, are 71 de ani, când am avut 71 de ani. Și păi ia mai să încercăm, păi, nu se poate, adică zice, băi, el e un tip puternic, e un tip care are un caracter foarte puternic, este optimist, era de zodia aia, nu pot să uit, era leu, avea o încredere fantastică în el, dar cu ambiția am multe ore împreună, a început să stăpânească mașina și nu mi-am permis să-l întreb domnul cursant de ce îți dorești, că nu-mi permiteam, era, aveam vreo 30 de ani, era ca tatăl meu și așa mai departe. Dar ne-am străduit împreună. Și ajunge ziua examenului și a ajuns cât de cât la un minim de pregătire ca să poată să obțină permisul de conducere. Obțin din prima sala și pe vremea aia nu era atât de mare circulație, nu era de intensă, nu erau nici cu cameră de luat vederi să înregistreze. Polițistul având posibilitatea să aprecieze el singur dacă merită sau nu merită să obțină ochiul pentru trafic, a plecat în examen, s-au întors și când s-au întors am stat de vorbă cu examinatorul. Zâmbea așa și zic ce a făcut domnul respectiv. Spune examinatorul, Octavian, știi de ce? A obținut permisul de conducere. Zic, nu-mi vine să cred.
Și zice, dar știi de ce am dat permisul de conducere? De ce? M-a amuzat foarte mult optimismul dumnealui. Și l-am întrebat, în timp ce mergeam și după examen, am întrebat, dumneavoastră, de ce vă doriți permisul? Că e o întrebare firească și curioasă, de ce vă doriți permisul la vârsta asta? O să aveți posibilitatea să vă cumpărați o mașină, să aveți o mașină acasă să o conduceți? Nu cred că am să conduc nicio mașină, n-am mașină acasă. Dar zice, ia gândiți-vă, dacă e situația aia, ești într-un avion, îi se face rău pilotului și vine stoardesa, întreabă, știe cineva să piloteze avionul, să-l ducem până jos în aeroport? Și zice, atât de m-a abuzat și m-a bufnit râsul, când mă gândeam că dânsul are 71 de ani și se gândește la o situație din trafic și conducător auto îi se face rău și va prelua el frâiele, adică un domn de 71 de ani să fie atât de optimist și de puternic că el nu va muri niciodată sau el nu va avea niciodată vreo problemă medicală. Și zice, asta m-a amuzat foarte mult și din cauza asta i-am dat permisul. Indiferent de vârstă, condusul poate fi o plăcere, atât timp cât respectăm regulile de circulație și realizăm că nu suntem singuri pe șosea. Viteza își are locul ei, pe pistă, iar România se pare că are ceva potențial din acest punct de vedere. Iar data viitoare când vrei să te încarci cu adrenalină, poți să o faci în afara șoselelor, fie la un curs de pilotaj defensiv, fie mergând la o cursă de mașini. Până să ieșim în trafic, putem însă urmări Top Gear în fiecare joi de la ora 21 pe History Channel. Eu am fost Alex Bohariuc.